Minecraftul este un joc foarte popular, adică pe bune, se joacă toată lumea, fetele, băieții, părinții, bunicii, câteodată animalele de companie, adică pe bune, ați văzut gorila aia care a bătut Minecraftul, adică ce, ce se întâmplă în 2024, toată lumea joacă Minecraft. Dar totuși, v-ați întrebat vreodată care este diferența dintre fete și băieți când vine vorba de jucat Minecraft? Ei bine, și eu m-am întrebat și astăzi a venit momentul să aflăm împreună. Nu uitați neapărat să dați un like și să stați până la final și să-mi scrieți în comentarii dacă așa este sau clipul ăsta este o minciună. Hai să vedem cum se joacă băieții și cum se joacă fetele Minecraft. Și începem cu fetele, fraților. Să-mi spuneți în comentarii dacă așa vă jucați și voi. Fetele care se uită la clipul ăsta vreau să-mi spuneți dacă faceți chestiile astea din clip. Deci, aparent, fetele au intrat aici în casă frumos și își fac un chest, ok? Deci, până acum nimic normal dar a, ah, ok, gen începe să spargă piatra cu diamantul Da, ok Deci aparent fetele așa, așa sparg ele piatra Na, ce să le faci, ca așa zice clipul ăsta A, ah, și și-a diamantul sub pat Gen stecul de diamante, ok Deci vreau să-mi spuneți fetele din comentarii Dacă așa faceți și voi, dacă vă ascundeți diamantele sub pat Și de, dacă faceți chestia asta De ce nu folosiți un pic Ca să spargeți piatra de, 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 ce nu faceți chestia asta, ok Hai să vedem cum își ascund băieții diamantele Cred că asta vrea să ne arate acum, nu? Bă, are direct pic adică ăsta pro player cine e el? Bă, ce mă, mă cer, ce sunt toate? Bă, what? De, de, ce îi trebuie atât de... Bă, ce? Ăsta face un sistem de la la nebun. Mă, bă, stai, stai așa un pic. Bă, de nu spune că acum băieți o să fac o chestie nebună rău de tot, că eu sunt băiat și nu știu să fac chestiile astea gen. Adică, cred că, cred că la mine o să fie o problemă sau ceva după clipul ăsta. Cred că eu sunt problema de nu știu să fac... Doamne, mă, ce? Cu pistoane, cu astea deja, deja e prea mult pentru mine, fraților. Deja pentru mine e mult prea mult. Ok, deci e un sistem din la mai complex aici. Mamă, bă... Și fii atent că o să pună apă și nu o să se vadă deloc ăla și o să fie un chest Mamă, fii atent că eu mi ai IQ ăsta, bro Bă, bă, dar eu sunt băiat și nu știu să fac asta Stai așa un pic, eu, eu cred că sunt de partea fetelor Că eu, eu tot așa sunt pat, cred că mi-ascund chestul Sau maxim într-o bază secretă, dar nu așa, clar nu știu să fac de-astea Alo, nu pot să cred Bă, nu-mi spune că nu se vede absolut deloc și... Bă, bă, du-te mă de aici ce creier Mă, ce băieți sunt ăștia? Băieți cu un trilion IQ Că eu nu știu să fac chestiile astea gen Doamne ferește Ia să vedem cum se mai joacă băieții Deci avem aici un cub din lemn aparent A, ah, ah, mă, mă, stai ce? Stai, cu, cum, e, cum posibil? Bă, stai, stai, stai. Bă, băieții ăștia se joacă cu hack, fraților. Stai așa, băieții ăștia... E, fac eu ceva greșit pentru că eu sunt băiat și gen... La mine nu funcționează așa Minecraft-ul. Adică nu fac o casă de trei blocuri și are două... Mă, ce? Uh, ok, ce, ce se întâmplă aici? De ce se, se vede pe el de la spate? Mă, ce e ce casa asta? Ce se întâmplă aici? Cu iluzii optice? Cu... da, Bro... Bro, ce se întâmplă? Cred că mă joc eu Minecraft greșit, fraților, nu știu. Să spună băieții în comentarii dacă au făcut măcar o dată o casă de genul Minecraft, așa. <laughs> o casă de genul ăsta, adică să aibă două blocuri, să intri în ea să fie dita mai casa și după aceea să ai nether aici. Adică cred că toți băieții au făcut asta măcar o dată. Adică, hai, băieții din comentarii nu mă dezamăgiți. Știu că ați făcut măcar o dată chestia asta. Adică, sigur aveți o casă unde aveți nether un casă și pe cealaltă ușă aveți endu pentru că așa construiți băieții Minecraft, nu? Da, da, are mult sens. Așa, așa am și eu pe toate Bă, nu există o lume de Minecraft Pe toate lumile mele de Minecraft am fix așa casă Unde sunt toate portalele Ia să vedem și fetele acum Hai să vedem cum își fac fetele casă sau... Bă, ce... Mă, ce se întâmplă? Plantează pe jos din astea. Bro, eu... Deci eu până acum din clipul ăsta am înțeles că mă încadrez la fete. Mie mi se pare că eu mă joc mai mult ca fetele aici, decât ca băieții. Eu câteodată chiar vreau să mănânc uh, berries din astea și îmi pun pe jos fără să vreau, așa că... Da, ia să vedem aici. Ouu, oh, ia stai așa că au și fetele o oh, din asta nebună. Ia, ia. Hai să... Ia, ia. Uuu, ce... Mă, ce dimensiune e asta? Asta e dimensiunea fetelor și e, e nimic aici? Mă, ce... Mă, bă, 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 cum adică? Ia, fetele. Fetele l-a minat. Hai să vedem cum minează fetele. A luat un Iron și a plecat. De ce? De ce a luat un Iron și a plecat? Iron, nu întoarce-te după Iron. Ce se întâmplă? Cum adică? Udia diamante. Da, ia diamantele. Bă, 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 cred, cred că vrei să-i diamante. Bă, am mai văzut niște diamante acolo. Alo, nu-ți trebuie atâtea torțe. Ceva, ia, opa, hai că le-a luat. Le ia, mă, le ia, respect în comentarii pentru fete. Uitați-vă ce... Bă, nu mă s au asigurat că nu sunt mobi pe aici. Da, i-au pus atâtea torțe. Bravo, mă, respect pentru munca de put... Mă, ce, acum s-a apucat să le spargă. De, de ce trebuie să pună 20.000 de ok. Știi ceva? Se, se, asigură că nu o să moară, că nu se spaunează mob, ok? Uite uite cât de profesioniste sunt fetele la Minecraft, adică au luat diamantele alea prea ușor. Băieții, sigur, nu, nu știu să facă chestia asta, nu? Adică băieții sunt, sunt vai de capul lor, ia. Hai să vedem. Deci eu până acum mie mi se pare că mă încadrez la fată. Cred că sunt o fată sub acoperire sau ceva. Hai să vedem, băieții. De, de, ce, de ce minează băieții în jos? Asta e ca, ca și mimurile alea cu de ce băieții trăiesc mai puțin. Și acum o să moară. De, de ce sapi în jos, bro? Bro, s-a spart ăla. A, ah, ok, a, a făcut rost de altul dintr-o dată. Ok, de, de ce sapi... A, ah, mă înțeles, da, e pro player și a pus apă, Și a, iară sapă în jos. Bro, nu așa se... Nu așa funcționează jocul ăsta, ok? Nu așa merge. tu ne ferește. Ok, deci aparent acum băieții au devenit mai lup dintr-o dată. Deci băieții se... Mă, ce? Mă, mă, cu, cum a mers chestia asta? Cum, cum a mers chestia asta? Ok, aparent... Ok ți au mai mult noroc în Minecraft, apare 4 stecuri, mă ce, ok, să mi spuneți în comentarii dacă așa este, fraților, deci chiar sunt curios să văd, bă, deci, cred că așa sunt eu cu Ana Banana, sincer, mergem la un concurs de minat, eu găsesc 4 stecuri și Ana găsește și a 7 din alea sau ceva de genul, deci, bă, nu știu dacă clipul ăsta e adevărat sau nu, dar la ăla cu ascunsul diamantelor, sincer, bă, eu la băia nu știu să ascund atât de bine diamantele și că nu știu că fac ceva greșit. Hai să vedem la fete aici, ce se întâmplă, ce, ce, sapă după cum o moară sau ce se întâmplă aici. Opa, asta e că a luat niște torțe, face schema aia cu torțele. Ia face schema cu De ce n-a pus torțele? Avea, avea torțe în inventar. Nu, nu așa se face. Am înțeles, ok. Deci fetele nu știu să facă schema cu torțele, dar băieții știu să o facă ea, să vedem. Hai să vedem, ea e pro player, el, ia, ia că face, face schema cu torțele. Nu face schema. Ba da, mă, uite. Mamă, soul torch. Mamă, da, mă. Adică băieții gen știu să-mi facă mai bine asta cu torțele, am înțeles. Deci sunt mai propler la, la chestia asta, aparent. Deci fetele mai au de învățat. Bă, nu știu. Eu, sincer, chiar cred că sunt fete care știu să se joace mai bine decât anumiți băieți. Adică, bă, bune, nu? N-are cum ca toți băieții să știe să se joace mai bine Minecraft, nu? Adică, bă, spuneți în comentarii dacă sunteți fete și știți să faceți schema asta cu torțele. Bă, hai, am încredere în fetele care se uită la mine, ok? Știu că știți să faceți chestii. S asta, scris neapărat în comentarii, ok? Și mai are și torțe de astea De deci ce are sol torci, ok? Azi sunt torțe de băieți gen că sunt cu albastru, cum ar veni, am înțeles. Ok, cum iau fetele lemn, ok? A luat un, mama un... mamă, știu ce o să facă, la, lasă copacul așa, nu? Oh, opa, a avut un creeper. Ia, și-a lăsat copacul așa, bă, deci Ana Banana m-a spart, ia, ia de fiecare dată, la, lasă copacul așa în aer Bă, deci îi spun de, de, un an de zile de când ne cunoaștem, îi spun nu mai lăsa copacul așa, Ana mereu îi lasă așa a, Ana! What? Uh, a, ținut, a ținut scutul și tot a murit? Cum funcționează chestia asta? Ia să vedem băieții acum. Ia, ce se întâmplă? Ia, hopa, a văzut creeper-ul. Deci așa, așa se bat uh, băieții cu creeperii Și cum se băteau fetele. Deci fetele au... Bă, what? Ok, omul și-a aruncat shield-ul aparent Deci chiar are încredere în el Ia, opa Și da, așa frumos Uuu, Păi ăsta e player OG, mă Că trebuie să te joci de mult să știi scheme din astea nebune Ia, opa Și a bubui pe restul, mă Bă, vezi că e pro player Dar du-te, mă, că și fetele știu să fac asta Eu nu cred că nu știu fetele să fac asta Eu zic că e o minciună clipul ăsta, fraților Nu știu, să spuneți în comentarii V-am zis Chiar sunt curios să-mi spuneți voi în comentarii din experiența voastră Dacă e adevărat ce, ce apare în clipul ăsta sau nu. Pă, bune, acum. Hai să vedem ce fac fetele în continuare. Deci au văzut o vacă, ok. Deci dacă era Ana Banana aici, nu omora văcuța asta pentru că era milă de ea efectiv. Mamă, de ce tot sare așa ce se întâmplă, ok. Deci Ana efectiv e milă de, de văcuțe și de chestii să moare animale în joc. Deci fata asta e mai... Nu, nu prea e milă și mănâncă și carne crudă. De, de ce face asta, ok. Ia și băieții. Bă, da, băieții sunt mereu pro player, bă, ia. Ia, ia, fii atent Uuu, carne instant Bă, du-te, bă, nu cred Doamne, ce ai ieșit, ești nebun și faci MLG-uri și da Bă, hai, bă, nu cred Hai că, sincer, bă, au și exagerat-o puțin Adică înțeleg că poate mai mulți băieți se joacă mai des Minecraft Și sunt mai pasionați de joc și au mai multă experiență Dar, bă, au și exagerat puțin Adică sunt băiat, ok? Și nu pot să trag cu arcul de la distanță aici Să fac atâtea MLG-uri să-mi iasă mereu, ok? Nu, nu cred că e chiar așa Cred că au exagerat puțin dacă mă întrebați pe mine. Fiți atenți și am găsit, fraților, clipul ăsta cred că o descrie perfect pe prietena mea, Ana Banana. Fiți atenți aici, fetele. Ia, vedeți aici ce plantează, n-au nicio... Mă, bă, bă, ești nebun? Mamă cât ai castelul Ia și băieții <laughs> Da ok Deci băieții fac construcții mai troll Și fetele sunt mai cu da, astea frumoase cu... Ok asta a fost amuzant Dar fetele Ah, Uite că nu Uite mă ăsta e, ăsta e, un clip adevărat Deci clipul de mai devreme nu era atât de adevărat Dar ăsta e pe bune adevărat Fix așa sunt fetele Dar fix fix așa Deci efectiv i-a spus la porcă Nu o să-ți fac rău Stai liniștit Și băieții a, Uite ce fac băieții Doamne Zero IQ băieții zero IQ. Da, ăștia suntem noi, băieții ce să și faci? Zero IQ efectiv. Doamne, food is food. Da, mâncare e mâncare, bro. Trebuie trebuie să sacrificăm porția e, doamne, ferește. OK. Deci efectiv prea trolia. Și acum băieții n-au cum să nu bubuie tot. OK. Deci uite, clipul ăsta mi se pare mai adevărat, sincer. Clipul ăsta mi se pare mult mai adevărat decât ce am văzut până acum, bro. Mi se pare mai adevărat. uitați vă și voi ia. OK, deci fetele l-au luat la bătaie pe ăla și ăștia ce au făcut? Mamă, hai că s-a dus Ia, ce facem, mă, stai că nu înțeleg ce se întâmplă aici Mă, ce, ce ci... A, ah, ok, am înțeles Deci, uh, nici băieții, nici fetele Nu-l suportă pe ăsta, dar băieții sunt puțin mai creativi Așa, l-a zburat ah, Am înțeles, s-a dus, gata, hai, salut Ia să vedem ce se mai întâmplă cu fetele Ia, uuu, uh, și-a pus din prima apă Ca să nu mai facă MLG cum ar veni Bă, smart asta, smart Mai bine, mai bine așa, băieții se aruncă direct Deci nu interesează pe băieți, fiți atenți Și o să și moară, mai și moare, fiți atenți Nu, nu iese, nu iese, nu iese ava, va da, mă, a ieșit Ok, de obicei băieții încearcă să, să facă chestia asta și nu le iese Sau ceva de genul Așa că ia, fetele dau de mâncare așa frumos la căluți Călărește calul, băieții, ia ce fac? A, băieții pun 100.000 de mai carturi, este?

Băieți, clasic băieți, ia să vedem fetele Iar ce fac fetele, cum culeg, culeg așa normal ferma Și băieții cu ce, culeg cu apă cred că ferma sau ce A, a băieții au ferma automată mă Bă, dar stai mă că și ce, fete nu știu să facă ferma automat Eu nu știu să fac ca idee Eu nu știu să fac, deci cred că sunt impostor v-am zis A, dar n-are cu hopere cu dale A, bă, da, are și hopăre, dar nu, n-a intrat totul, am înțeles Deci cam așa este situația fraților cu fete versus băieți în Minecraft Vreau să-mi spuneți în comentarii care faze vi sau părut vouă cele mai adevărate, adică unde chiar așa fac fetele sau chiar așa sunt băieții, nu știu, cu fermele alea automate sau de exemplu, nu știu, cu ascunsul diamantelor, că băieții ascund mai bine diamante decât fetele, habar nu am, vreau să-mi spuneți voi în comentarii dacă așa este, mie mi s-au părut astea ultimele clipuri mai adevărate decât primele, dar acum fiecare cu părerea lui, vreau să-mi spuneți în comentarii neapărat, eu am fost burgerul vostru preferat și noi ne auzim pe data viitoare, Papa! Pa!